formarea unui guvern cu Partidul Social Democrat, ați trece-o mai degrabă la lucruri? Une care s-au întâmplat pentru PNL în 2021 sau la lucruri mai mici? Fără nicio ezitare, la lucruri, la evoluții nefericite, la lucruri negative, nu este un lucru bun. Eu am spus, după decizia de formare a acestui guvern, că aș fi preferat cealaltă formulă de coaliție. Repet, nu sunt în conducerea partidului meu, nu am avut drept de vot, dar am spus acest lucru public. Îl repet și acum, n-aș mai insista, dar e clar că USR-ul era un partener de coaliție alături de care mult mai ușor se puteau reforma lucrurile în România. Dacă vrem să le reformăm cu PSD-ul, va trebui să le reformăm împotriva lor. Nu cred că pot fi un partener pentru reformă.